Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Simona Bălănescu, bine v-am regăsit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre metode noi de a face mișcare, fitness anti-aging, cu domnul Mihai Dragomir, profesor, antrenor, fitness specialist. Apoi, în partea a doua emisiunii, discutăm despre depresie cu doamna Roxana Voicu, psiholog, clinician și psihoterapeut. Nu uitați, dragii mei, că așteptăm și astăzi întrebările dumneavoastră. Ne puteți suna la 021-208-7576. Ne puteți trimite mesaje la 1313 și la Trăiește Sănătos, @antena2.ro. Suntem de găsit și pe pagina noastră de Facebook la Trăiește Sănătos. Spuneam așadar că în prima parte a emisiunii vorbim despre mișcare, metode noi, moderne, fitness anti-aging, cu domnul Mihai Dragomir, profesor, antrenor, fitness specialist. Bună ziua, bun venit la Trăiește Sănătos. Bună ziua, bine v-am găsit. Chiar sunt curioasă, ce fel de mișcare, ce tip de mișcare promovați? Noi promovăm un tip de mișcare singurul de altfel, de pregătire psihofizică. Deci este primul și singurul concept de fitness anti-aging din România, care are la bază pregătirea psihofizică și care abordează personalizarea antrenamentului pentru fiecare persoană în parte. Ceea ce este minunat, că în funcție de ce alte probleme de sănătate mai avem sau fiecare urmărește ceva anume în urma antrenamentului, iată, putem realiza cu ajutorul antrenorului, antrenor personal, se lucrează în grup. Cum se procedează? Da, se lucrează și în grup, avem și antrenamente individuale, numai că metoda se aplică individual, fiecare persoană în parte, în funcție de starea de sănătate a fiecăruia, în funcție de afecțiunile pe care le depistăm în urma analizelor făcute, analizelor medicale. Și mai mult decât atât, aplicăm și partea cea mai importantă, dacă vreți, a acestui concept, terapia motivațională și lucrăm foarte mult cu psihicul. Bun, și ați spus deja fitness anti-aging, să explicăm ce înseamnă. Da. Deci nu întâmplător vorbim despre acest fitness anti-aging și aș vrea să lămurim telespectatorii, pentru că este un aspect extrem de important, și anume că această prevenție, de fapt, care semnifică acest concept fitness anti-aging, de fapt are loc în copilărie, încă din copilărie. În general, oamenii, când stăm de vorbă, au impresia că acest lucru trebuie făcut numai când ajungi la vârsta a treia. Nu, greșit. Acest lucru trebuie făcut din start, încă din copilărie. Trebuie să aplicăm această prevenție și protecție asupra organismului nostru, de așa natură încât să înlăturăm apariția radicalilor liberi, astfel încât să nu apară... Cei vinovați de îmbătrânirea organismului. Da, cei vinovați în prima fază de afecțiunile cu care ne confruntăm ulterior și care, în mod direct, sunt răspunzători de fenomenul îmbătrânire. Deci, iată că vă adresați cumva familiei, da? La antrenament poți veni părinte, da, chiar cu avem, copii, da, chiar avem și cu o comunitate bunicii. Creată de 300 de persoane care vin cu tot, cu copii, cu tot ce înseamnă soț, soție, familie în general. Bun. Iar ca exercițiu, ca stil de a lucra, diferă cu, nu știu, ce știm sau mișcări la care ne-am gândit, da, sunt cu toții și o să avem câteva imagini pe care vreau să le urmărim și să comentăm, să exemplificăm, da? Da, bineînțeles. 70% din conceptual vorbind din pregătirea fizică pe care noi o aplicăm în cadrul conceptului, se regăsesc exerciții create special de mine și analizate de-a lungul timpului, de așa natură încât să ne asigure maxim de prevenție în timpul executării lor, de așa natură încât să înlăturăm orice suspiciune și orice apariție a vreunei afecțiuni prin practicarea sportului. Mai mult decât atât, din punct de vedere al terapiei motivaționale, atingem un subiect foarte sensibil, și anume persoanele care ajung la noi reușesc să-și depășească limitele prin starea de emotivitate care ne caracterizează. Deci noi îi ajutăm să o depășească și să descopere noi canale ale vieții prin care să-și dea seama că viața nu se limitează doar la simplu fapt prin care uzual, din cauza impunerii societății, ne rezumăm doar la servici și acasă, și că lucrurile de fapt
constau în mult mai mult decât atât și că viața înseamnă mai mult decât ceea ce credem noi că înseamnă. Cumva să-ți creezi o stare de bine, da, cu ajutorul acestor exerciții, prin mișcare, printr-un stil de viață sănătos, pentru că văd că ne-ați adus aici și niște brioșe, să explicăm ce este cu ele, pentru că vorbim de mișcare, dar cred că nu este suficient doar să vii la sală, doar să respecti un anumit program și să-ți faci exercițiile conștiincios, iar apoi când ajungi acasă să uiți de tine și să... Exact. Să mănânci chiar orice, oricum, oricând. Asta facem noi de peste 20 de ani. Încercăm să implementăm în viața oamenilor de zi cu zi niște aspecte extrem de importante legate, începând la noi, de la felul cum se încalță și se îmbracă și până la modul de a comunica și de a face parte dintr-o anumită comunitate în care să te regăsești, în care să te simți bine, în care să poți să mănânci ce trebuie, în care să faci exerciții specifice și adaptate ție, personalizat, de așa natură încât să obții feedback-ul de care ai nevoie, să obții o sănătate pură, un nivel de energie ridicat și, bineînțeles, un mod de viață așa cum toți vorbim despre el. Bun, și ne-ați adus, sunt brioșe. Aceste brioșe fac parte, cu da, puține foarte calorii, sănătoase, exact, pare cu foarte puține calorii. Conțin ingredientele noastre, pe care nu o să vi le dezvălui din păcate, pentru că ne aparțin, dar cu foarte puține calorii, repet, ingrediente câte foarte calorii? Sănătoase, deci în jur de 150 de calorii pe porție, care înseamnă două brioșe. Iar altfel o brioșă obișnuită pe care ai cumpăra-o... Se ridică la nivel caloric circa 450-480 de calorii. Da, iată, noi avem poze, ne-ați adus poze cu diverse feluri de mâncare, să înțeleg, mâncare sănătoasă și care să nu conțină foarte multe calorii. Da, și asta, dar și ingredientele sunt pe cât se poate de naturale, adică folosim numai ingrediente naturale și rețetele, cum vă spuneam anterior, ne aparțin și le creăm special pentru comunitatea noastră. Păi bun, și ingredientele cum le aflăm? Pentru că bănuiesc că la sală le dezvăluiți. De ce nu o putem face și în fața camerelor? Să spunem, sunt ingrediente 100% naturale. 100% naturale, da. În loc de zahăr, de exemplu, ce se... sau cu ce îndulcești brioșa? Aproape fără zahăr. Aproape fără zahăr, deci sunt atât de bune ingredientele. Da, ne folosim încât... de ingredientele naturale, gen, de exemplu, stafidă sau ciocolata, cu ce deține ea, cu ciocolată neagră. Ciocolată, nu ciocolată neagră, ci ciocolată fondantă. Acum o să vă spun, da, ciocolată fondantă. Nu ne mai folosim de zahărul brut și atunci folosim doar esența zahărului conținut în alimentele naturale. Fulgi de migdale, cacao 100% naturală și făină integrală. Bun, deci iată, trebuie să ținem cont un pic și de ceea ce mâncăm. Bine, asta dacă vrei să slăbești, nu? Dacă vrei să te menții... Nu sunt pentru slăbit. Nu sunt pentru slăbit, deci un dulce sănătos. Da, noi recomandăm toată alimentația pe care o recomandăm, o recomandăm pentru nivelul echilibrat de viață, pentru că noi nu suntem adepții dietelor și a regimurilor. Nu, n-am folosit niciodată și nu o să folosim decât în cazuri extreme, gen patologic, în momentul în care persoana respectivă are nevoie de să țină un regim special dat de nutriționist, pentru regenerarea organismului, pentru rezolvarea afecțiunii de care suferă și așa mai departe. Dar, din punctul nostru de vedere, noi învățăm oamenii să mănânce echilibrat, învățăm să-și aleagă nutrienții respectivi, alegerea când merg la piață sau la cumpărături, din ceea ce există pe piață. Și mai mult decât atât, avem și le-am creat și oportunitatea într-unul din weekendurile pe care noi le organizăm de reformare să își pregătească singur, să învețe cum să pregătească mâncarea, de așa natură încât să poată să-și pregătească acasă, să-și învețe, deci, familia, copiii. Deci am înțeles bine, gătiți împreună, adică învățați... Da, gătim în fața lor, ei la rândul lor sunt puși să gătească pentru ca să poată să învețe, practic. Și în felul acesta își pot implementa și în viața lor de zi cu zi, în familie, mâncărurile respective, sănătoase și pentru întreținerea corporală și pentru întreținerea nivelului de sănătate. Bun, deci iată că pledați și dumneavoastră ca și noi pentru un stil de viață sănătos. Spuneați foarte importantă mișcarea. Vreau să revenim un pic la genul de exerciții. Nu știu, am văzut și în imagini, vedem acum și în poze. Unele exerciții par așa un pic mai dificil de executat. Trebuie să ai anumite
cunoștință în domeniu, adică să-ți, iată, să lucrezi, da, de exemplu, la acel sac, da? Teoretic pare greu, dar nu este greu. Odată ajungi la noi, oamenii descoperă exact ce vă povesteam anterior, faptul că își descoperă noi aptitudini sau își dezvoltă aptitudinile pe care nu au reușit să și le dezvolte în copilărie și, paradoxal, reușesc să facă niște lucruri pe care nu și-au imaginat niciodată că le vor putea face. Și atunci noi, ca mentori, ca profesori, ca antrenori, ca specialiști, datoria noastră este de a-i putea mobiliza din punct de vedere psihic și prin efectul terapiei motivaționale, prin socializarea cu ei, prin modul de a preda, pentru că trebuie să fii un bun pedagog, un bun psiholog ca să poți să comunici foarte bine cu persoana respectivă, de așa natură încât ei să poată asimila ceea ce tu vrei să le transmiți și ei la rândul lor să poată interpreta și transpune în practică. Și atunci 99% avem garanția și am dovedit foarte clar că cei care vin la noi într-adevăr reușesc să facă lucruri nemaipomenite. Urmăream pozele pe care ni le-ați adus. Se fac și expediții, drumeții. Da, sunt lucruri extrem de frumoase. Fac parte din stilul de viață promovat. Și ceea ce vedem acum în imagini, o să vă spun că este a doua expediție organizată de noi, la care au fost 24 de participanți și, așa cum vă spuneam, paradoxal, 70% dintre aceste persoane care au participat la această expediție au fost, s-au lovit pentru prima oară, deci n-au călărit în viața lor, n-au făcut rafting în viața lor. Și au descoperit că se descurcă? Și au descoperit mai mult decât atât, că au învățat mai mult decât își imaginau și că, de fapt, viața are și alte laturi și alte lucruri frumoase. Da. Altfel, ai nevoie de o anumită pregătire și psihică, spuneați, pe aceea cum o realizați? Nu știu, aveți și psihologi în echipă? Avem și psihologi și noi, fiecare dintre noi care facem parte din această comunitate și din acest concept, avem pregătirea necesară pentru a putea instrui din toate punctele de vedere, de asta și se spune concept de fitness anti-aging, pentru că presupune o multitudine de lucruri pe care trebuie să le respectăm pentru a îngloba acest mod de viață sănătos și prevenția în sine. Și putem să le asigurăm și le asigurăm toate elementele de care au nevoie, de așa natură încât să poată să dobândească ceea ce își doresc și, mai mult decât atât, și noi le oferim tot ce putem, de așa natură încât să fie foarte mulțumiți și foarte sănătoși. Iată că vorbeam despre faptul că aceste exerciții se pot realiza împreună în familie. Aici sunt exerciții specifice pentru copii. Da. Ce urmăriți cu micuții antrenați? Păi, așa cum am precizat, în prima fază îi învățăm să aleagă, deci pe lângă tot ceea ce facem, reprezentăm și școala, dacă vreți, prin care copiii au posibilitatea să ajungă la noi și să le depistăm aptitudinile, ceea ce exista odată înainte, selecționerii, dacă vreți, care veneau în școli și care selecționau copiii, le urmăreau aptitudinile și după care îi selecționau și îndrumau către un anumit sport. Lucrul ăsta îl facem noi astăzi, pentru că nu se mai face, din păcate, și le oferim posibilitatea ca părinții să vină cu copiii la noi, să le descoperim calitățile și aptitudinile și să îi îndrumăm pentru mai departe pentru sporturile pentru care ei sunt interesați sau, dacă nu, le oferim personal, în cadrul conceptului nostru, nivelul de întreținere al sănătății cu prevenție maximă din punct de vedere al sistemului cardiorespirator, cardiocirculator, din punct de vedere al sistemului osos, din punct de vedere al articulațiilor și al sănătății la modul general. Deci, iată, cumva învățați să trăiască sănătos de mici. Dacă înaintăm așa ca vârstă, deci pentru un adult care începe acest gen de mișcare de la o anumită vârstă, ca beneficii, bine, pe lângă faptul că încerci să previi apariția anumitor afecțiuni, boli, încerci să te păstrezi sănătos, frumos, da, pentru că e conceptul de fitness anti-aging, dacă ai anumite afecțiuni, nu știu, să spunem, boli cardiovasculare, boli ale omului modern, diabet... Da. Avem cazuri reale și rezolvate și din punct de vedere științific, avem medici cu care interacționăm și care lucrează cu noi, care sunt efectiv clienții noștri. Pentru că spuneați, programele și... se fac personalizate în funcție de da. Ce... Și chiar avem foarte multe persoane, pentru că, din păcate, la nivelul la care ne aflăm astăzi în România, prin sondajele care știm cu toții că ne aflăm pe locul 3 în Europa la nivel de obezitate și nu numai la boli cardio-respiratorii și cardiovasculare, bineînțeles că avem cazuri pe care le aplicăm personalizat acestor persoane, ținem cont foarte mult de analizele medicale, de supravegherea și evaluarea lor,
lucrăm de comun acord cu medicii și în felul ăsta am reușit să rezolvăm un caz deosebit de diabet. L-am depistat în fază de început. În stat de, da, în fază de început și am reușit să facem ceea ce trebuie să reușim ca persoana respectivă să scape de diabet. Minunat. Mai mult decât atât, bineînțeles, oamenii suferă de diverse afecțiuni, dar ajungând la noi, îmbunătățim starea lor de sănătate radical și ajung ca pe mai departe să-și implementeze ceea ce noi le punem la dispoziție și nivelul lor de sănătate să fie optim. Iar pentru cei care doresc să scape de câteva kilograme în plus, asta este simplu, ajuta din punctul nostru să slăbească? De vedere, da. Da, simplu? Da. Deja suntem la noua ediție a concursurilor noastre de slăbit. Le facem sub formă de concurs pentru că interacțiunea și competiția îi ține foarte... Stimulează mai mult. Da, îi stimulează foarte mult și atunci și ei se simt foarte bine, le place, dau tot ce pot ca să poată să-și atingă scopurile și în felul acesta, pe lângă starea de sănătate generală pe care noi urmărim să obținem și nu kilogramele date jos pe cântar, atenție. Corect. Da? Ulterior constată să dea jos, da, din grăsimea, din stratul de grăsime și nu din masa musculară. Da, deci prin conceptul pe care noi l-am creat și care l-am dovedit științific că funcționează foarte bine și medicii care ne-au reprezentat au dovedit lucrul ăsta la nivel internațional, am reușit să reglăm reperele metabolice de așa natură încât înaintea fenomenului de slăbire să putem echilibra foarte bine balanța energetică și balanța metabolică. Legat de modul de sănătate, o să vă ofer prima carte, carte, da, am scris o carte, Ia-ți porția de sănătate. Este și sloganul nostru prin care noi recomandăm porția de sănătate, deci oferim efectiv oamenilor o porție de sănătate prin ceea ce facem. Și aici am ne apropiem de pauza de publicitate. Da? Mulțumesc din suflet. Da, foarte interesant. Secrete pentru a putea face, mă rog, slăbirea pe scurt, meniu sănătos și sănătos, deci iată și exerciții fizice. Mulțumesc din suflet și mult succes în programul pe care îl desfășurați. Dragii mei, urmărim publicitatea, revenim, discutăm despre depresie.